Vreau să vă spun că este foarte talentată și este de aici, de la Deva. Este cântăreață de muzică populară, nu? Folclor. Cochetează și cu jazzul, popul și celelalte genuri muzicale. Probabil a studiat pianul în vreo 13 ani, deci este un profesionist. Ana, spune-ne mai mult despre tine. Bună seara și bine v-am găsit! Mă simt onorată să mă aflu în această seară alături de acești oameni minunați. Pot să spun că mi-am îndeplinit un alt vis de a cânta jazz cu oameni de o calitate extraordinar de mare și de bună. Și n-aș mai putea să adaug cuvinte în plus față de ceea ce a spus domnul Emil, care îi mulțumesc din suflet că a avut această inițiativă de a cânta cu câte un artist din fiecare oraș prin care concertează și mulțumesc că m-a ales pe mine, atât lui cât și domnului director Răcășan. Mulțumesc!
Ana, aplauze pentru Ana. Da, mocerița, probabil că ați recunoscut-o, cu o schimbare armonică, bineînțeles. În continuare, Ana vrea să ne cânte și Summertime, because it's not finished. Thank you.